Așteptarea iubitorilor de teatru din Deva a luat sfârșit. Joi seara, odată cu premiera piesei Duelul pianiștilor de Mirel Taloș, s-a deschis stagiunea Teatrului de Artă din Deva. Este un spectacol mai profund, un spectacol dramatic, un spectacol epic, care vorbește despre o problemă care puțin încearcă sau au timpul să acorde problema interiorului artistului. Măcinările noastre, imoralitatea, moralitatea, trădările care se întâmplă în scopul de a te afirma. Și cred că aceste probleme în această vâltoare și nebunie, când cultura nu mai trebuie nimănui, urma să apară. E un spectacol care țin la el și un spectacol care cred eu că merită să vorbească deschis cu spectatorii din spatele scenei. Un spectacol ce se întâmplă acolo, cu noi, nu numai când ieșim la lumina rampei. De aceea și m-am oprit la acest text. Duelul pianiștilor de Mirel Taloș este un spectacol despre creatori și demoni, dragoste și ură, sacrificiu și autodistrugere, talent și aroganță, moralitate și imoralitate. Un spectacol despre lupta interioară a artistului cu propria conștiință, magistral regizat de Sandu Grecu. De fapt, eu n-am niciun merit, să știți, în spectacolul din această seară, pentru că eu, de fapt, am scris un roman care se numește Strania, povestea unui pian. Meritul de bază este al domnului Sandu Grecu, care a citit romanul, i-a remarcat valoarea dramatică și a decis să facă o adaptare pentru scenă cu Teatrul de Artă din Deva. A ieșit un spectacol excepțional pe care îl apreciez foarte mult, apreciez jocul actoricesc și cred că publicul a fost mulțumit de acest spectacol. Cred că el a remarcat valoarea dramatică a acestui roman, care este un roman în care se confruntă caractere de artiști. Este un roman despre destine artistice, despre invidia din lumea artelor, care duce până la maximum la crimă. Și cred că acest lucru a fost remarcat de talentul regizoral al domnului Grecu și l-a pus în lumină în spectacolul de la Teatrul de Artă din Deva. Premiera Duelul pianiștilor a Teatrului de Artă din Deva a fost bine primită și de criticii de specialitate. O piesă cu har, muzica, a zis Schopenhauer, e divină. Da, dar uite cât e de divină, mai face și crimă. Nu, este o piesă cu dramatic și cu epic în același timp, ați văzut, că are și o cursivitate de asta. Foarte interesant spectacolul, că regizorul, spre deosebire de anterioare spectacolo, a mers perfect pe o cursivitate anume și a construit bine, limpede spectacolul, actorii buni în dicție, clar, lumea a înțeles, scenele alternative așa foarte, foarte bine precizate. Spectacolul a fost excelent jucat de către Sergiu Cornelius, Silviu Dobre, Eugen Pădureanu, Anet Marca, Ioana Cojocărescu, Diana Rotaru, Aurelian Dobre și Mihai Feier. Acesta din urmă având și calitatea de coregraf, prin care, alături de dansurile executate de Ramona Băloiu, a dat o notă și mai aparte duelului pianiștilor. Atunci când emoțiile se mai disipează puțin el, parcă și cuvintele se duc totodată. Coregrafie. Povestea vieții mele, povestea vieții noastre, pentru că am avut absolut un noroc fantastic să pot să lucrez cu o fostă colegă de pe vremea Teatrului de Revistă, cu Ramona Băloiu. Am încercat să prindem în tot ceea ce a fost mișcare, parte coregrafică, ceea ce însemna muzica acestui spectacol. Am încercat să dăm viață notelor, am încercat pur și simplu să demonstrăm că nu poate exista muzică fără dans. Da, poate că s-ar fi putut mai mult, poate că ar fi trebuit mai mult. Cârcotaj vor fi tot timpul. Dar pot să vă spun un singur lucru, că în ceea ce am făcut pentru spectacolul ăsta împreună cu Ramona, e o bucățică din sufletul nostru. În această lună mai sunt programate la Teatrul de Artă din Deva spectacolele Corbul și Vulpea pe 19 septembrie de la ora 11, Nu-i ușor să fii bogat pe 23 septembrie și Aniversarea pe 30 septembrie, ora de începere acestora fiind 19.